Iubiți credincioși, o să citim un cuvânt de învățătură la Pericopa Evanghelică a Duminicii de mâine, Duminica lui Zaheu, al Părintele Arhimandrit Serafim Man. Așadar, Părintele Arhimandrit Serafim Man, Duminica 32-a după Rusalii, Iisus Hristos, mântuirea noastră. Sfânta Biserica lui Hristos dă o dobită cinstire Sfintei Evangheliei, iar dovada acestei prețuiri se oglindește în conținutul slujbelor religioase. Din Noul Testament citește câte o pericopă evanghelică la săvârșirea Sfintei Liturghii, a Sfintelor Taine, a Ierurgiilor. Citirea Evangheliei închipuiește pe însăși Mântuitorul propovăduind mulțimilor. Pentru a ne încredința de prezența Cuvântului Dumnezeiesc, în acest moment, ca toată atenția noastră să fie trează și simțirile noastre curate și pioase, preotul previne credincioșii prin cuvintele: cu înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie, iar apoi rostește să luăm aminte. Să ascultăm deci cu atenție și cu evlavie cele ce se citesc din dumnezeiască învățătură a lui Iisus Hristos. Ochii, urechile, toate simțurile, să fie părtași la ipostaza actului bunei vestiri, de mântuire ce ni se aduce de Iisus Hristos. De câte ori am auzit cuvântul Evangheliei, aceasta înseamnă că devenim contemporani, prezenți și activi ai faptelor, cuvintelor și minunilor Mântuitorului Iisus Hristos. Pentru înțelegerea cât mai profundă și mai cu folos a Sfintei Evangheliei de astăzi, numita lui Zaheu Vameșu, aș dori ca împreună să ne însoțim gândurile la rememorarea episodului intrării Mântuitorului în cetatea Ierihonului, făcându-ne însoțitorii săi spre a participa la acest eveniment. Sfânta Evanghelie de astăzi este o continuare a celei din duminica precedentă. Minunea vindecării orbului a străbătut cu iuțeală întreg Ierihonul. Lumea a început să se adune și să se întrebe de Iisus. Unii voiau să-L vadă, alții să-L asculte, alții să se convingă de vindecarea orbului, ori să fie de față la alte minuni săvârșite de Iisus. Acestea erau motivele pentru care se strânsese o mare mulțime de oameni. Printre aceștia, dornic al vedea și al asculta pe Iisus, se afla și Vameșul Zaheu. Era mânat de o sete mistuitoare de a-L întâlni pe Iisus, pentru că se simțea de liniștit, nu-și afla pacea sufletească și era încredințat că Iisus îi va reda liniștea. Să vedem cine era omul acesta. Sfânta Evanghelie ne spune că Zaheu era un om bogat și mai marele vameșilor. Luca, capitolul 19, versetul 2. Doar atât aflăm despre biografia lui Zaheu. Omul cu bogății materiale adeseori se află în pericolul de a fi pierdut sufletește. Bogăția fiind cauza multor căderi, a multor rătăciri și nedreptăți și asupriri, a doua caracteristică a lui Zaheu era funcția pe care o deținea, fiind mai mare de vameșilor. La evrei, cuvântul vameș era sinonim cu acel de tâlhar, iar mai marele vameșilor era considerat mai marele tâlharilor. Dar pentru ce făceau evreii această înjositoare asemănare? Fiindcă vameșii erau cei care acceptaseră să intre în slujba stăpânirii romane, făcându-se unelte de asuprire ale propriului lor popor, poporul ales. Vameșii proveneau din rândul populației autohtone și se ocupau cu strângerea dărilor către stat. Ocupația romană nu impusese o mărime fixă a impozitelor după starea materială a cetățenilor. Deci era stabilit o diferențiere între posibilitățile celor avuți și ale familiilor nevoiașe și ale văduvelor. Nu era aceeași taxă pentru toți pusă de romani.
Totul depindea de bunul plac al vameșilor, care pretindeau și încasau taxele în mod cu totul arbitrar și neverificabil. În felul acesta, vameșii își însușau sume de bani de care stăpânirea știa, dar nu-i trăgea la răspundere, întrucât vameșii predau statului întreagă dajdie impusă global populației. Mai mult încă, stăpânitorii foloseau pe vameșii în scopul obținerii de informații despre starea de spirit a supușilor. Se aflau în dublă ipostază de opresori și turnători. Acestea erau motivele pentru care poporul îi disprețuia ocolindu-i. Desconsiderația poporului pentru vameși se datora și faptului că aceștia erau aserviți unei cârmuiri păgâne, ce oprima poporul ales, poporul sfânt, iar pentru nedreptățile pe care le făceau la strângerea impozitelor, li se spunea pe față că nu vor fi primiți în împărăția lui Dumnezeu. Iar un astfel de om părăsit de Dumnezeu este vrednic de ocară și numai de ocară și dispreț. În sufletul lui Zaheu s-amestecau sentimente contradictorii. Pe de o parte voia să-și mențină slujba, iar pe de alta îl durea atitudinea disprețuitoare a concetățenilor săi, dar mai ales teama pentru pierderea sufletului. Auzind de Iisus de cuvintele pline de viață dătătoare, de cuvintele sale pline de viață dătătoare, de învățătura ce o propăduia, chemând pe cei păcătoși la pocăință, ba încă și pe vameși, de vreme ce unul dintre ucenicii săi era vameșul în casa cărei intrase și mâncase, toate acestea treziseră în sufletul său speranța că ar mai exista o șansă de a nu fi pierdut pentru totdeauna. Mântuitorul avea între cei 12 un fost vameș, și anume pe vameșul Zaheu, pe vameșul Matei, vameșul Levi, care a devenit Sfântul Apostol Matei. Aflase și că alți vameși au mers după Iisus, iar Sfântul Proroc Ioan Botezătorul le-a spus celor ce l-au întrebat ce să facă după botez, fiind vameși. Și el le-a răspuns, să nu asupriți pe nimeni, să nu înveniți pe nedrept și să fiți mulțumitori cu solda voastră. Luca, capitolul 3, versetul 14. Aflat în această grea cumpănă de a lua o hotărâre, aude vestea că Iisus sosește în Ierihon. Zaheu se emoționează. Este bucuros că vine chiar el în cetate și va putea să-l vadă, să-l audă, ba chiar să-i vorbească. Să poată scăpa odată de toate spaimele și chinuitoarele întrebări. Lăsă totul și cu mare grabă alergă la locul unde s-adunase mulțimea în jurul lui Iisus. Ajuns aici, încerca să străbată până la el. Își face loc cu coatele. Se împinge, dar zadarnic. Nu poate să ajungă aproape, căci cei ce-l cunosc nu-l lasă să se apropie, mirându-se cum îndrăznește acest mare păcătos să se arate înaintea învățătorului. Privirile dușmănoase și murmurile de împotrivire îndreptate împotriva lui Zaheu nu-l îngrijorează pe acesta și nu le răspunde niciun fel. El ține neapărat să-l vadă pe Iisus și pentru că nu poate răzbate niciun chip să se apropie de el și nici să-l vadă măcar, Zaheu, că Zaheu era mic de statură, se îndreaptă către un sicomor și urcă în copac spre marea mirare a celor din jur. Dorința arzătoare a lui Zaheu de a se întâlni cu Mântuitorul și durerea ducerea la înfăptuirea acestui scop în condiții atât de neobișnuite, pentru Zaheu constituie cel mai mare act de voință, cel mai grăitor sacrificiu. La tulpina acelui copac, el dezbracă haina mincinoasă a trufiei și a egoismului, îmbrăcându-se în haina smereniei, în veșmântul umilinței, făcându-se asemenea copiilor în simplitate și sinceritate. Fără a-i păsa de temerile și semnele ce le face cu mâna, ce și le fac cu mâna cei din jur, de zâmbetele ironice ori vociferările dușmănoase,
Hotărârea lui biruie toate opreliștele. Fericită a fost această hotărâre și fericită a fost împlinirea ei. Acțiunea lui necunoscută și neînțeleasă de oameni a fost cunoscută, prețuită și răsplătită de Dumnezeu. Cel care știe toate și vede toate, pătrunzând în gândurile cele mai tainice ale oamenilor. Ochii lui Zaheu, care mai înainte erau plini de lăcomie, sorbeau cu nesaț, acum cu nesaț, chipul Mântuitorului. Bunătatea, mila, înțelepciunea și sfințenia străluceau pe fața lui Hristos, iar inima lui Zaheu și întreaga sa făptură erau covârșite de căință, de rușine pentru trecutul și faptele sale. Iată minunea se întâmplă. Ochii cei blânzi și plini de bunătatea lui Iisus se îndreaptă și se opresc asupra lui Zaheu vameșul. În momentul întâlnirii dintre virtute și păcat, dintre desăvârșire și noianul răutăților, Mântuitorul privind la el îi se adresează o minune zicându-i pe nume: Zaheie, coboară-te de grab, căci astăzi în casa ta trebuie să rămân. Luca, capitolul 19, versetul 5. Într-adevăr, cu mare grăbire, Zaheu începe să coboare pe fiecare creangă acelui copac, a lăsat câte unul din păcatele sale, ajungând jos, eliberat de toate răutățile și nedreptățile pe care le săvârșise mai înainte. De data aceasta, mulțimile îi fac loc, fiindcă l-a strigat Iisus, fiindcă l-a chemat Domnul la sine. Domnul l-a chemat căci a văzut schimbarea ce s-a produs în sufletul lui Zaheu. Înainte era Zaheu vameșul, asupritorul și păcătosul. Acum a ajuns Zaheu cel plin de umilință, cel dornic să se pocăiască, decis să facă orice jertfă, să se îndrepte și să fie iertat și să se mântuiască. Adesea și noi suntem chemați de Mântuitorul spre a ieși în întâmpinare în felurite chipuri și semne, prin glasul bisericii, al conștiinței noastre, și nu răspunde la chemarea sa, amânând mereu prilejul întâlnirii. Mântuitorul se apropie de casa lui Zaheu, acesta se bucură și se întristează în același timp. Este un prilej de mare bucurie, pentru că va putea primi răspuns la întrebarea ce-i frământă atât de mult sufletul, și anume cum ar putea să se mântuiască. Se întristează apoi pentru că nu se simte vrednic să primească sub acoperimântul casei sale pe Învățătorul și Mântuitorul Iisus Hristos. Aici, în casa aceasta, se află bani mulți, adunați cu nedreptate, strânși din lacrimile și sudoarea văduvelor, ale sărmanilor. Aici a fost locul multor petreceri zgomotoase, s-au ținut sfaturi înșelătoare, viclene și defăimătoare. Toate aceste gânduri se învârt în mintea lui Zaheu. La toate acestea se adaugă și senzația stingeritoare pricinuită de vociferarea mulțimii față de Iisus, fiindcă primește să intre în casa aceasta blestemată de popor. Zaheu vede și aude toate acestea și tremură la gândul că Iisus se va răzgândi și nu-i va mai trece pragul. Iisus, la rândul său, aude protestul de nemulțumire a locuitorilor, le știe gândurile, le cunoaște sufletul, dar judecățile lui Dumnezeu nu sunt ca judecățile oamenilor. Ne punem întrebarea, oare la ce se gândea Mântuitorul în acele momente? Este clipa când păstorul își caută oaia cea pierdută, doctorul îl îngrijește și îl vindecă pe cel bolnav. Sunt două inimi ce bat la unison. Se bucură Iisus că l-a aflat pe cel rătăcit, iar cel pierdut, în păcate, tresaltă cu emoție că și-a aflat păstorul, părintele și doctorul și drumul izbăvirii de sub puterea răului. Lumea îl vede pe Zaheu cel de ieri, cel păcătos. Sigur, Iisus îl vede pe vameșul cel vindecat, ce se ridică din mocirla nedreptăților. Lumea mereu judecă și judecă rău și părtinitor,
nerecunoșcându-și propria vinovăție, nici fiind în stare să pătrundă voia lui Dumnezeu. Căci iată, sosește momentul decisiv, când Zaheu zice, iată, jumătate din averea mea, Doamne, o dau săracilor și dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, întorc împătrit. Luca, capitolul 19, versetul 8. Mulți din cei ce au zis spunând cuvintele acestea și-au zis, Zaheu și-a pierdut mințile. Dar Zaheu aștepta verdictul Mântuitorului, care în auzul tuturor dă răspuns celor de față, dar mai ales lui Zaheu, cel stăpânit de teamă și speranță. Astăzi s-a făcut mântuire casei acestea, proclamă Mântuitorul. Luca, capitolul 19, versetul 9. Astăzi Zaheu descarcă de pe conștiința sa toate subtirile vinovăția ce-i păta conștiința, pricinindu-i remușcări și tulburare. Astăzi Zaheu răscumpără prin lacrimile, suspinele și umilința și pocăința sa toate lacrimile și blestemele ce se îngrămădiseră pe capul lui. Pentru recunoașterea vinovăției sale și hotărârea de a repara orice nedreptate sau suprire ce a făcut semenilor, Zaheu se împacă astăzi cu Dumnezeu și cu semenii. Dând asigurarea mântuirii casei lui Zaheu, Iisus Hristos voiește să arate atât celor prezenți, cât și celor care vor veni după ei, că el a intrat cu folos în casa aceasta, că încrederea acordată lui Zaheu n-a fost zadarnică. Întâlnirea cu Zaheu și poposirea în casa acestuia a fost un prilej de răscumpărarea multor căderi în păcat și prilej de vindecare sufletească. Căci iată, de astăzi înainte, Zaheu va fi un om milostiv, drept, credincios, cu blândețe în toate faptele sale. Iar Sfânta Evanghelie de astăzi adeverește acest lucru, pentru că în încheiere Mântuitorul justifică și precizează mobilul acțiunii sale, căci Fiul omului a venit să caute și să mântuiască pe cel pierdut. Luca, capitolul 19, versetul 10. Care dintre noi nu ne simțim păcătoși, aflați în rătăcire și amenințați de pierzanie? Iată că Iisus a venit să ne caute, ne așteaptă să ne întoarcem din calea rătăcirii, dorește să ne întâlnească, să ne mântuiască, să se întâlnească cu noi, precum s-a întâlnit cu Zaheu vameșul. De l-a mântuit pe el și casa lui, Iisus așteaptă să-i deschide în casa sufletului nostru, spre a intra și a se întâlni cu noi. Așteaptă căința, îndreptarea și spălarea sufletului nostru, căci precum Iisus a văzut în adâncul sufletului dorul aprins după Dumnezeu al lui Zaheu și a auzit plânsul conștiinței lui, a simțit dorința sa via de a se despovăra de nedreptate și nelegiuire, tot așa va auzi și glasul suspinului nostru, grăbindu-se să alerge în ajutorul nostru ca să putem pune început de pocăință, îndreptare vieții, spre păzirea poruncilor lui Dumnezeu și izbăvirea din cursurile vrăjmașilor celor întunecați. Făcând așa, nădăjduim în mila Domnului, mântuire sufletului și întâlnire fără frică la judecata de apoi cu Mântuitorul Iisus Hristos, de la care s-auzim cuvintele aducătoare de bucurie. Veniți, binecuvântați Părintelui meu, moșteniți împărăția cea pregătită vouă de la întemeierea lumii, căci flămând am fost și mi-ați dat să mănânc, însetat am fost și mi-ați dat să beau, străin am fost și m-ați primit, în temniță am fost și ați venit la mine. Matei, capitolul 25, versetele 34 până la 40. Dumnezeului nostru slavă, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.